Da Vinci este unul dintre cei mai cunoscuți genii din întreaga lume. El a fost un pictor, arhitect, inginer și inventator. Numele lui, Da Vinci, înseamnă orașul în care s-a născut. El nu a fost un copil legal, de aceea, numele lui de familie a fost a orașului. Leonardo a colaborat cu Verrocchio, maestrul său, la o pictură despre un înger care ține roba lui Isus într-o manieră care a fost atât de superioară față de maestru, încât Verrocchio și-a pus pensul la jos și nu a mai pictat vreodată. Primul joc. Încearcă să înțelegi ce te oprești din a termina un lucru și treci la altul. Este plictiseala, prea ușor sau doar vrei ceva nou? Sau doar renunți? Cel mai bun mod de a face mai multe lucruri este prin respectarea unui orar zilnic. Chiar Leonardo a avut unul. Diminețile se uita la zborul păsărilor și de aceea a inventat un dispozitiv în formă de aripi. Deci, începe prin împărțirea zilei în părți cu ce trebuie să faci. De exemplu, 5 minute caută rețete pentru mâncări noi. O oră citești. Jumătate de oră înveți spaniola. Și așa mai departe. Petreceți câtva timp gândindu-te la ce nu-ți place, nu poți face și nu ai încercat niciodată și încearcă să le faci. Și pune programul scris undeva unde îl poți vedea. De exemplu, pe perete. Cea mai cunoscută creație a lui este Mona Lisa. Ai auzit de ea? E sigur că ai auzit. Mona Lisa este cea mai cunoscută pictură din lume. De ce? Ce are special? Pictura arată ca una obișnuită. Singura diferență este că femeia din pictură pare că se uită la tine. Nu contează de unde te uiți la ea. Același efect are. Câțiva spun că ascunde câteva mistere. Poate fi adevărat? Oricum, Mona Lisa este una dintre puținele picturi pe care Leonardo le-a terminat. Nu pentru că nu știa cum să deseneze sau că arăta urât, dar pentru că a găsit altceva care l-a interesat, chiar dacă era la sfârșitul lucrului curent. Fiecare din noi am făcut lucrul acela la un moment dat, de exemplu când vrei să citești, dar vezi ceva interesant la televizor. Șansele sunt că vei alege televizorul sau ești printre cei puțini care aleg cartea. Eu sunt printre ei. Jocul 2. Îți amintești de zilele când erai copil? Fiecare copil a desenat cel puțin o dată și i-a plăcut. Dar adulții, doar câțiva din ei mai desenează. De ce numai unii? Dacă toți am fi continuat să desenăm, lumea ar fi plină de desene, nu-i așa? Lumea ar fi plină de culoare, dar fără tehnologie. Dar acesta nu este răspunsul pe care îl căutam. Noi, și când spun noi, mă refer la cei care nu mai desenează, renunțăm la desenat pentru că credem că nu avem talent. Dar cum să construiești talentul dacă nu încerci să devii mai bun și când merge urât, renunți? Nu aceasta a fost calea lui Da Vinci sau a oricărui geniu. Așa că pune pauză chiar acum la videoclip și încearcă să desenezi o față sau o casă, orice. Acum pune pauză. Te-ai întors? Cum arată? Urât? Nerealistic? Este pentru că nu ai experiență, nu talent, pentru că fiecare știe să deseneze. Este ceva de bază. Deci, ceea ce tu nu ai este mintea unui artist și imaginație. Din fericire, poți să le construiești prin practică, chiar acum. Pune-l în orarul zilnic și fă-o. Tu poți, cum pot și eu, și nu renunța. Aceea nu e calea unui geniu. Deci da, Da Vinci a fost un bun pictor. De asemenea, el a desenat corpul uman și l-a pus într-un pătrat și un cerc pentru a arăta mărimea corectă a corpului. Aceasta este problema pe care o întâmpină noi pictori. Mărimea capului, mâinilor, picioarelor și a corpului trebuie să fie legate pentru a arăta frumos. Aceasta este problema pe care am întâmpinat-o. El a desenat și oase, oase umane. Și a folosit o tehnică inventată de el pentru a face culori.
care arată frumos pentru câțiva ani, dar nu așa de bună după 500 de ani. Jocul al treilea și ultimul, dar cel mai important, crearea și folosirea ideilor. Deci, creierul este o lume plină cu idei, nu-i așa? În fiecare zi, prin creier trec o mulțime de idei. Nu mă interesează toate tipurile de idei, doar cele care ne schimbă modul de a gândi și care sunt originale. Odată ce au venit, nu vei mai scăpa de ele și creierul va încerca să le deosebească de celelalte. Acum îmi concentrez viața pe idei, cele originale, cu care să schimb lumea. Sau cel puțin să mă schimbe pe mine. Acest videoclip a fost acest tip de idee. Nu m-am concentrat pe el tot timpul, dar când am făcut-o, am dat ce am avut mai bun. Alte idei ca acestea sunt Naruto, iPhone, Wi-Fi și așa mai departe. De asemenea, viața ta trebuie să fie concentrată pe idei. Pentru mai multe despre idei, caută canalul de pe YouTube al lui Jason, numit Shots of Awe. Nu vei regreta. Și când cauți idei, nu sta într-un loc. Plimbă-te într-un loc nou. Și ascultă-mă. Vor veni la tine ideile. Îți place melodia? Este melodia de deschidere a serialului Demonii lui Da Vinci. A fost făcută în onoarea lui, celui care a scris de la dreapta la stânga. Dacă asculti melodia, iar după aceea o asculti de la sfârșit la început, invers, vei observa că este aceeași melodie. Este un palindrom.